Din nou în direct, în partea a doua a emisiunii, discutăm despre sănătatea rinichilor și aparatului urinar. Vorbim, așa cum am promis, despre tratamente moderne în urologie, mai precis despre chirurgie laparoscopică urologică. Alături de noi se află domnul dr. Ionuț Chira, medic primar urolog la Spitalul Clinic de Urologie, profesor dr. Teodor Burghele, fost Spitalul Pandur, dacă nu mă înșel. Da, bună ziua, domnule doctor, bun venit la Trăiește Sănătos. Mulțumim pentru invitație. Mulțumim că ați acceptat invitația noastră. Tot alături de noi se află și domnul dr. Ștefan Gutu, medic rezident urolog la același spital ca domnul dr. Ionuț Chira. Bună ziua, bun venit! Bună ziua, îmi pare bine să vă găsesc. Și mie îmi pare bine să vă cunosc. Iată că, așa cum sunteți o echipă în viața de toate zilele la spital, acolo și salvați pacienții care au nevoie de dumneavoastră, așa ați venit în studio și așa vă rog să rămâneți în echipă alături de telespectatorii noștri. Nu uitați că putem răspunde întrebărilor dumneavoastră, chiar așteptăm aceste întrebări, fie la telefon la 021-208-7576, știu că se mai blochează centrala și e mai greu, de aceea spun că primim și mesaje la 1313 sau ne puteți scrie la trăieștesănătos@antena2.ro. Întâi de toate, ce înseamnă chirurgie laparoscopică? Eu am dezvăluit deja despre ce tratament modern urmează să vorbim astăzi. O să vă las pe dumneavoastră să ne explicați ce înseamnă. Este vorba, practic, despre un tratament minim-invaziv. După cum bine știm, cu toți avem orare de a face chiar și o injecție. Nu vrem un tratament nici măcar injectabil de lungă durată. O pastilă ar fi de foarte multe ori ideală. O pastilă simplă minune ar fi extraordinară, dar nu avem, sau o baghetă magică. Toți pacienții ar dori să scape, ca să spun așa, cu o simplă rețetă. Totul să se rezolve, să luăm o singură pastilă și totul să fie în regulă. Din păcate, acest lucru nu se poate întâmpla chiar de fiecare dată. Și din păcate uneori se ajunge și la intervenții chirurgicale. E bine, ce putem face noi este să le facem cât mai puțin traumatizante pentru bolnav, făcând acest lucru, după cum am spus, minim invaziv. Adică asta înseamnă că nu tăiați pacientul, da? Să încercăm un pic să traducem. Da, nu se fac. Ce înseamnă minim invaziv? Nu se fac inciziile acelea clasice, nu se face acea tăietură mare care bisturiu, da, fugim cu toții, da, ci mai degrabă se introduc niște instrumente speciale cu care se umblă în interior și se face operația. Bun, deci practic vorbim de mici incizii și cred că putem discuta acum în detaliu să facem cumva diferența între clasic și modern, diferența între chirurgia clasică și, iată, chirurgia laparoscopică urologică. Ca să vă răspund la întrebarea dumneavoastră, trebuie să facem un recurs la memorie. Unul dintre marii profesori de chirurgie a continentului nord-american, profesorul Osler, spunea la începutul secolului trecut că există tratamente care uneori devin mai agresive, sunt mai periculoase, lasă mai multe sechele decât bolile pentru care au fost utilizate. Și în popor există o astfel de vorbă care spune că sunt rele bolile, dar mai rele leacurile. În situația noastră a chirurgiei urologice am fost puși pentru o perioadă lungă de timp de a utiliza numai operațiile deschise, asta însemnând să facem niște incizii care au 15-20 de centimetri lungime și care secționează mase musculare extrem de importante. Închipuiți-vă că pentru a extrage o tumoră renală situată pe partea stângă, unde ridicul este mai sus situat, avem nevoie să deschidem uneori cavitatea pleurală, cavitatea abdominală. Toate astea se fac cu sacrificii foarte mari. Deci iată că deranjăm zone importante, ca să spun așa, de importante și care nu pot să nu fie urmate de sechele, de urmări. În chirurgia laparoscopică, în primul rând, poate fi aplicată cam tuturor tipurilor de patologie urologică și marele avantaj este că aceste incizii extrem de care aduc cu sine extrem de multă suferință dispar. Recuperarea pacientului este rapidă, a doua, a treia, a patra zi după o intervenție chirurgicală laparoscopică, pacientul chiar poate pleca acasă, iar reinserția lui socială este în prima săptămână, se poate relua activitatea normală, chiar o activitate fizică oarecum susținută. Iată că discutăm deja legat de avantajele utilizării acestui tratament modern și o să revenim la avantaje, dar ca să înțelegem și mai bine, deci da? Pătrundeți prin mici incizii, a spus,
cu anumite instrumente. Toate astea și sunt, am cum înțeles, lucrați în interior? Toate astea sunt posibile datorită unui progres tehnologic deosebit. Există în chirurgia laparoscopică mai multe aparate care concură la efectuarea unei astfel de operații. În primul rând, există o sursă de lumină cu ajutorul căruia putem vizualiza în interiorul cavității peritoneale. Există o transmitere a imaginii de acolo pe un monitor. Și știu că de multe ori vizualizați, da? Chiar mai bine decât dacă ar fi... Da, sigur că da. Există o vizualizare perfectă a unor câmpuri operatorii mici. În plus față de acest instrument care se numește laparoscop, cu ajutorul căruia vizualizăm interiorul cavității peritoneale, există instrumente cu ajutorul care copiază instrumentele din chirurgia generală, adică instrumente cu ajutorul căruia se poate face disecție, se poate face hemostază, se pot depărta. Adică tăiați exact. Cicatrizați, cum, adică nu curge foarte mult sânge, exact. Da? Asta înseamnă. Nu curge foarte mult sânge pentru că disecția este foarte minuțioasă, foarte atentă, planurile trebuie să le respecte absolut perfect și posibilitatea de a face hemostază atunci când ai făcut o disecție perfectă este și a perfectă, iar pierderea de sânge este extrem de redusă. Ceea ce este foarte important pentru pacient, foarte important nu pierde sânge, sigur, clar recuperarea va fi una recuperare rapidă și să revenim la avantaje. Sigur că există o serie de, și ca să spunem, de dezavantaje, dar acestea privesc chirurgul. Chirurgul trebuie să aibă o foarte bună manualitate, să fie obișnuit să lucreze pe un ecran, pe un sistem video care nu este tridimensional, este bidimensional, să fie obișnuit să lucreze în spații foarte mici, să aibă tot timpul în minte că ceea ce chirurgul laparoscopic vede este numai 10% din totalul instrumentelor care sunt în câmpul operatoriu. Să aibă grijă pentru că există o amplificare a mișcărilor chirurgicale. Dacă instrumentul se mișcă 1 cm, el în interiorul corpului se mișcă 5 cm. Datorită modalității de efectuare a acestor intervenții, există un efect care se numește fulcrul efect, în sensul care înseamnă că atunci când chirurgul mișcă instrumentul către dreapta, el se mișcă către stânga. Deci nu e o chirurgie ușoară, e o chirurgie care trebuie apropiată încet, încet, care trebuie făcută cu mare pasiune și dar care te răsplătește și în primul rând răsplătește pe pacienții noștri care pleacă mult mai mulțumiți după astfel de intervenții decât după cele clasice. Și iată că revenim la avantaje și acum putem discuta, putem detalia. Deci obținem aceleași rezultate ca și în cazul chirurgiei clasice, însă cu aceste avantaje pe care vreau să le subliniem. Bun. Există, deci chirurgia laparoscopică urologică se adresează două mari categorii, anume chirurgia oncologică și chirurgia reconstructivă. Și ne explicați imediat, domnule doctor, avem un telefon și vreau să-i răspundem telespectatorului nostru și revenim la ideea pe care ați început-o. Bună ziua, vă ascultăm, sunteți în direct. Bună ziua! Bună ziua, doamnă! Sunt Stella Drăghici de la Balți. Vă ascultăm, doamna Drăghici. Soțul meu are uretrită cronică, să fiu mai scurtă, să nu... Uretită cronică și e disperat, domne, e mai mănâncă, nu mai bea, e disperat că el o să moară și e sfârșitul lumii. Da, este această uretită cronică, o patologie care nu face subiectul discuției noastre legate de laparoscopie, dar ce vă putem spune... Două vorbe exact, ca să-l liniștiți pe soțul constituie doamnei. O inflamație a uretrei, cauza trebuie precizată de către medicul urolog care consultă pacientul. Deci trebuie neapărat să ajungă soțul dumneavoastră la urolog. Nu este o boală gravă, e o boală tratabilă, însă trebuie să-i se cunoască cauza și atunci, dacă se cunoaște, se poate da un tratament care este util și boala se poate vindeca. Deci ați spus, deja nu este grav, totul este ca soțul doamnei să ajungă la medic, să urmeze tratamentul corect și scapă de probleme, da? Deci nu este... Exact. Atât de revenim de la ce spuneam înainte de telefon. Chirurgia laparoscopic-urologică se adresează la două mari categorii de boli, chirurgia oncologică și chirurgia reconstructivă. În ceea ce privește chirurgia reconstructivă, există studii internaționale pe un număr suficient de mare de cazuri care să ne permită să spunem astăzi că nu există nicio diferență în ceea ce privește rezultatele chirurgiei laparoscopice în patologia oncologică-urologică atunci când comparăm chirurgia laparoscopică cu chirurgia deschisă.
Deci, absolut nicio diferență în ceea ce privește reapariția bolii, diseminarea acestei la distanță. Ceea în ceea ce privește minunat. În ceea ce privește chirurgia reconstructivă, aici avem de-a face cam cu o singură boală, să spunem așa. Este, nu, în principal cu reconstrucția juncțiunii pielo-ureterale și aici sunt aceleași concluzii. Nicio diferență pe termen lung, scurt, între chirurgia deschisă și chirurgia laparoscopică. Sigur că există o patologie care astăzi este abordată din ce în ce mai mult, este chirurgia care îmbină aceste două, chirurgia oncologică atunci când avem de-a face cu neoplaz de vezică urinară, vezica urinară. Deci cancer de vezică. Cancer de vezică urinară în fazele în care boala este suspinsă într-o fază, este o boală, o formă de boală agresivă, se indică ablația vezicii urinare împreună cu prostata. Acest lucru se poate face laparoscopic. După asta există o chirurgie reconstructivă în sensul că îți face o derivație urinară. Toate lucrurile astea se pot face laparoscopic. Sigur, noi încă în spitalul nostru nu le facem pentru că sunt lucruri care sperăm să ne apropiem ceva mai încolo după ce câștigăm mai multă experiență. Bun. Dar nu există încă o dată diferențe că în ceea ce privește rezultatele. Nici chirurgia clasică, să spun așa, la un moment dat chiar cele două metode, cea clasică și cea modernă, se întrepătrund, ceea ce este foarte bine. Da. Alt avantaj, spuneam, recuperarea rapidă și foarte importantă, deci fără prea multă suferință pentru pacient. Da? Da, mi-am amintesc aici chiar cazul unui bolnav care a doua zi după intervenție nu a mai fost găsit în pat. Eu m-am dus să-l panzez, să-l întreb cum se mai simte și în a lui deja vrea să meargă să-și facă duș. Se simțea foarte bine. Chiar am fost surprins de această evoluție. Intervenția laparoscopică. Și în general, toți bolnavii merg foarte bine post-operator. Sunt cei care nu au mai avut, de exemplu, nicio intervenție până atunci și care sunt speriați și cumva este firesc. Dar aceștia, cum să vă spun, în cazul lor este mai mare teama de intervenție și de faptul că au suferit o operație de îndată ce li se dă un pic de curaj să înceapă să se mobilizeze, să meargă, să se ridice din pat, ei își dau seama că, de fapt, trauma a fost minimă și se descurcă foarte bine. Chiar. Bun. Deci să subliniem că nu există acea incizie, eu știu, care să te sperie. Sunt mici incizii care se fac pentru a introduce instrumentele. Totul se face cu anestezie. Aproximativ 4, maxim 5 incizii mici de, să zic, 2 cm. Dacă pacientul dorește, poate urmări și el intervenția pe ecrane, pe monitor, sigur, odată cu chirurgul. Nu odată cu chirurgul, pentru că astfel de intervenții se fac numai sub anestezie generală. Dar toate sunt înregistrate. Mă gândeam că poate sunt și intervenții în care ai anestezie, să spunem, de la brâu în jos. Singura formă de anestezie utilizată în chirurgia laparoscopic-urologică, anestezia generală. Am înțeles. Bun. Da, deci, asta nu e... Poate să vadă apoi... Înregistrarea. Dacă e curios, se poate. Da. Da. Bun. Este, iertați că vă întreb, faptul că aceste intervenții se pot transmite, se pot înregistra video, constituie un mare avantaj pentru cei care vor să învețe acest tip de chirurgie. Pentru că există, dacă înainte plaga operatorie, accesul la o plagă operatorie era puțin limitat, adică acolo se putea să vadă chirurgul principal și ajutoarele. Acum lucrurile se fac în văzul tuturor, toată lumea poate să vadă ce ai făcut în operația respectivă, cum se face, ce tehnică folosești, ce ai făcut bine, ce ai făcut rău. Bun. Haideți să exemplificăm când este utilă chirurgia laparoscopică urologică. În ce situații, în ce cazuri ați recomanda acest gen de intervenție? Acum, trebuie să înțelegeți că noi suntem puțin în urmă cu acest tip de chirurgie. Și trebuie să ne raportăm la cei care sunt avansați, să vedem unde au ajuns ei. Și mă refer în principal la țările din vestul Europei și din Statele Unite. Ne raportăm la ce avansați, după care revenim și ne spuneți în România cât se poate din tot ceea ce veți prezenta. Deci în străinătate. În ceea ce privește patologia tumorii renale, deci cancerul renal, în străinătate cam 80% din intervenții se fac laparoscopic. Fie că se face o ablație în totalitate a rinichiului, adică o nefrectomie radicală, se scoate rinichiul în totalitate. Rinichiul și atunci când lucrul este, când este posibil, și noi facem deja lucrul ăsta, să scoatem doar tumora și să prezervăm rinichiul. Lucrul ăsta se poate face cu condiția ca tumora să fie de mici dimensiuni. Deci asta ar fi o primă indicație. Deci cumva boala să fie descoperită la timp, într-un stadiu de început? Da.
Și asta mă obține de faptul că, din păcate, la noi depistarea cancerului renal se face în faze mai avansate. De asta, numărul de pacienți care sunt potriviți pentru o nefrectomie parțială pe calera paroscopică este mai redus. Bun. Urmărim publicitate, după care revenim și continuăm cu exemplele, astfel încât să înțelegem mai bine. Vă așteptăm în câteva minute. Nu uitați că așteptăm întrebările dumneavoastră. Puteți trimite mesaje la 1313 sau ne puteți scrie la trăiește sănătos@antena2.ro. Revenim în câteva minute.